Întâmplare dramatică pentru un bărbat în vârstă de 69 de ani din Robeta Turnu Severin. Vineri seara, acesta a fost accidentat pe trecerea de pietoni de un bărbat care consumase băuturi alcoolice. Accidentul a avut loc pe bulevardul Tudor Vladimirescu colț cu strada Kiselev. Bărbatul în vârstă de 69 de ani nu a prezentat răni grave, dar a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, acesta fiind în stare de conștiență și prezentând dureri de spate. Un bărbat de 54 de ani în municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecție cu strada Kiselev, a accidentat un pieton în vârstă de 69 de ani în aceeași localitate. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost sesat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind 0,30 mg per litru alcool pur în aer expirat. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorul autovehiculului în vârstă de 54 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,30 grame pe litru alcool pur în aerul expirat și în cauza a fost întocmit dosar penal.